Uite, bă. Vă salut, băieți. Ați la o partidă de pescuit pe râul Mureș în data de 23 martie. Sunt aici cu un prieten. O să încercăm o partidă așa de după masă până seara pe la vreo 23, 23 și ceva, nu stăm mai mult că o să fie rece. Și încercăm puțin la mreană. Ceva mișcare am văzut și să sperăm că intră ceva. Să vă arăt și sculele aici pregătite. Am pregătit aici două fidere la râmă groasă. Locul e frumos, Mureșul în scădere. Vremea destul de faină. Aici și prietenul meu. Și acolo mai în jos mai am un băț pus la două, trei râme, pentru că poate intre ceva mustăcios. Și să sperăm că o să avem ceva activitate. Deja sunt seară. Soarele a apus. A ieșit lunița. Suntem la marginea unui sat aici. Și sperăm că o să fie ceva activitate. În sus e o apă adâncă, undeva la vreo 6-7 metri adâncime. Și de aici, de unde pescuim noi, începe să scadă. Și este piatră. Aici are undeva la 2 metri, 2 metri jumate maxim apă. Da, și aici, chiar aici, uite cum vă arăt așa, sunt mealuri, bucăți de mealuri. Deci acolo ar trebui sigur să stai mreanele după mealurile astea și ne mai bazăm pe un fapt că aici nu s-au prea pus prea mulți cormorani, se sperie din cauza aglomerației, pentru că mai umblă oameni, mai sunt stâni, mai sunt și cred că se sperie de civilizație, să zicem așa. Vremea e una superbă, undeva la vreo 18 grade. Am luat și temperatura la apă 10 grade jumate, deja s-a încălzit destul de bine la mine în județ, în Alba. Și insistăm să vedem. Am vrut să aduc, să încerc și la somn, dar stau foarte prost cu râmele, n-am găsit prea multe, că a fost secetă ultima perioadă și de-abia am găsit. Ai avut trăsătură? Da. Și ne bazăm că o să iasă aici mreanele cât de cât la apă mai mică din bulbanele deasupra noastră. O să revin cu mai multe detalii pe parcursul partidei. Ceva o mișcat, dar cred că mic. Păi du-te, fă-ți un crăcan. Uite ce crăcan are. Păi ia-ți ăla, ui. Ui ăla de aici, de lângă husă, de la mine. Ui ăsta, ui. Ui, crăcan aici. Așa, măi, băiat. Bă, ne-am agățat. Hai că revin. O să vă arăt montura, că m-am hotărât să bag și un băț la somn. Ăsta e bățul. Un băț de 3 metri, cu acțiune 100 cu 300 de grame. O molinetă robustă. Am un fir textil principal de 0,60. Pentru montură o să avem nevoie de o plută de grunt, un anti-tangle de ăsta ce folosim la pescuitul la feeder, opritoare din silicon, un vârtej și fir pentru înaintaș. Un fir pentru înaintaș circa un metru jumate,
Fii atent că acum nu mai găsesc forfecuță. Da. Facem un nod de siguranță tot timpul când îmi las somn. Asta o să fac cu două cârlige pentru că n-am multe râme și n-am ce momele să-i bag pe amul. Introducem textilul de 0,80 prin spatele cârligului. Tragem nodul de siguranță până la vârful cârligului și venim cu spire până la vârful cârligului. Apoi o dată de două ori în spate. Scuzați jegul de pe mână, dar am folosit râme. Da, ăsta e nodul fără nod, am legat un cârlig. Venim cu următorul. Lăsăm o distanță cam de vreo 10 cm maxim, că nu-s râmele mai mari de atâta. Tot așa venim cu spire până la vârful cârligului. Deci am încercat cu montura asta sezonul trecut și cu montura tradițională. Cu asta am prins vreo 20 de somn, ceva de genul, și pe cea tradițională 2. Somnul mare are gura format în sus, deci nu poate să iaie momeala de pe fund, ar trebui să se pui în cap să poate să o iaie. Și nu are cum să se pui în cap pentru că îl duce curent. Montura asta ne ajută să ne ridice momeala de pe fund și are o prezentare mult mai bună. Bun, după ce am legat cârligele, introducem o biluță de cauciuc. Acum trebuia pus o zurgănuitoare, dar pluta mea are zurgănuitoare. Introduc pluta de grunt. Mă grăbesc un pic că sunt seară și nu mai vedeți nimic. După aia încă un opritor de asta de silicon. Puteți folosi și cameră de bicicletă ca opritor pentru plută, dacă nu vreți să vă cheltuiți banii pe opritoarele astea. Bun. Am introdus. Reglăm undeva la 15 cm de cârlige pluta. Asta e o plută de 20 de grame, e suficient aici unde pescuiesc. Aici, la capătul firului, facem un nod 8. Da. Facem și aici un nod de siguranță. Așa, tăiem și de aici surplusul. Și de aici de la cârlig. Introduc vârtejul. Da. Introduc antitangle-ul pe
firul principal. Așa. Și aici iarăși un opritor de silicon să nu deterioreze nodul, plumbul sau greutatea care o folosim. Aici avem cu un nod dublu. Introducem o dată prin ochet și încă o dată. Da. Punem degetul aici și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6 spire. Scoatem degetul, introducem firul. După aia mai introducem o dată prin bucla asta. Sau de două. O mezim. Ce strângem bine în altă. Asta nu se mai desface. Am tăiat și de surplusul. Acum un plumb. Nu mai mare senzorul ăsta, dar nu e nimica că iau de pe alt băț. Am un plumb aici de 120 de grame. Puteți folosi și bolovan sau orice vreți voi. Îl introduc în așa, în anti-tangle. Cam asta e montura. Aici să bag rime. Stau rău cu ele după aia, nu mai am la mrea. Una. Două. Trei. Și încă trebuie cărligul ăsta. Cam așa. Să scot bățul ăsta afară. Să iau senzorul de pe el. Bun, e deocamdată. Ia uite. Momeala intactă pe el. Iau bățul de som. Acolo e suficient.
tot timpul să se molinează bine firul până se simți o greutate mare, să înseamnă că au ajuns să întinzi bine firul și atunci montura stă bine. Deci cam asta e, mai rămâne să pun senzorul și așteptăm trăsături. Revin, adică mai încolo cu detalii, dacă merge sau nu ceva. Uite, bă! Bravo, Bogdan! Uite, bă, la râmă, frumos! Regulat mental! Regulat mental! Uite, bă, și asta e rănită de cormoran. Bravo, bă, băiatul! Și da, e ora 23. Trăsături n-au fost, doar rinuța aia ce-a prins-o colegul meu. Bețele sunt aici pe poziții. Așteptam și eu să... Sun eu dată ăsta, dar... N-am avut noroc. Mai stăm puțin și adunăm, că deja e frig și chiar n-are rost. Probabil n-am ales locul bine sau încă peștele nu-i foarte activ, cât că ar trebui să fie și somnul și mreana și alte specii. Am văzut ceva răpituri, dar pe partea alaltă, pe sub tufe. Unul sigur a fost somn, că a făcut ca un fel de rotogol acolo. Destul de frumos. Dar atât timpul, știți cum e. Când mi-ai pe o parte a Mureșului sau a orice râu, sare pe partea alaltă. Da. Foarte frig. Nu a fost până la ora asta. Am mai povestit, am mai băut o cafea, am mai râs. Numai bine acum pot să dorm și eu la noapte. Oricum încerc să mai încau niște râmi, să văd dacă ori ieșit. Mâine duminică, n-am ce face și poate o să mai încerc. Dacă stăm acasă, nu prindem pești. Și cam asta a fost partida de pescuit. Scorul e 1-0 pentru ei. Noi nu ne lăsăm, mai insistăm și mâine. Sper să văd dacă îmi găsesc ceva râme seara asta, că nu mai plouat. Dar încerc să caut vreo 20-30. De cumpărat n-am de unde de la mine din zonă. Și mulțumesc că m-ați urmărit și distribuiți și voi dacă vă place și să ne auzim cu bine, sănătate!